Eu sunt Oleg Brega de la Curaj TV. Am înțeles că ați avut probleme cu medicii din Rezina și Șoldănești. Păi ce s-a întâmplat? Soțul dumneavoastră cum se numește? Și Anatolie. Așa, au avut probleme de sănătate și au apelat la medici. Noi am apelat la medicul din sat. Nu, fata mea, când el a căzut așa, am chemat salvare de la Rezina. Și nouă nu ne-au acordat de la Rezina. O spus sunăm la Huizovca, că de acolo. Și sora mea, fetița mea a sunat la sora mea. Sora mea s-a sunat cu de acolo de la spital, nu cu medicul, dar este acolo ajutorul la medic. Și asta Dar în ce sat o erați? spus satul Lalova. Pe Și malul Nistrului, îmi pare, că lângă da, Țipova. malul ministrului Olea Macari. Asta era, care mi-a dat numărul de telefon de acolo, de acasă. Și când se întâmpla? Săptămâna trecută? Pe data din 1. Ianuarie? Da, ianuarie jumate 12 era. Și ați ajuns totuși la spital. Și am venit salvare de la Huzov, ca peste jumătate de oră. Și pe urmă ne-au făcut cardiograma, ne-au luat acolo sânge, tot normal. Eu avem extrasul de la spital care a stat în noiembrie. El s-a exterminat în noiembrie, luna noiembrie. Dar el are probleme de sănătate pentru că a fost la Cernobâl. Da. Și noi avem, eu avem extrasul acasă și extrasul și el i-am dat la doamna de la salvare. Ei s-au uitat ceva acolo, au înțeles și ne-au acordat ajutor. Și ne-am dus la Rezina. Rezina am ajuns. Pe drum am fost pus medicamente acolo și el a făcut știți cum, în pat, asta. A făcut și treaba mică și treaba mare, așa spun eu. Ei de, că bolnavul și el răspunde de ce face. Și ne-am dus acolo și nu m-am intrat pe ușă, da? Și el a spus că s-a uitat așa la dânsul, la ochi, nu mai deschis. El de-am era în comă, pe drum, ficat în comă de tot. Și îmi vine greu să vorbesc, să Deci l-a primit sau nu l-a primit? nu l-a primit. La rezină. Nu l-a primit, au spus că trebuie să mă duc la Șoldănești, înapoi la Huizovca, că acolo este neuropatolog. Și la Huizovca eu n-am vrut acolo să-l duc acolo, asta de la salvare, au spus că acolo eu medpunct, am înțeles eu așa de la dânsele. Și ne-am dus la Șoldănești. La Șoldănești ne-am ajuns seara. Seara am ajuns acolo, ne-am dus până la internat, el a stat în coma așa. Pe urmă l-au pus la vreo orele 7, poate și mai târziu, ne-l-au dus în reanimație. Deci toată ziua ați fost pe drumuri, între Lalova, Cuizăuca, Rezina. Și Șoldănești. Și acolo ne-am stat 3-4 zile că era foarte grav. Sori, mi-a spus că să mă duc acasă, pot să mă gătesc mormântare. Așa și mi-a spus, tu știi că el este bolnav? Eu i-am spus că da, eu știu, dar... Și el s-a revenit. Nu, a început ceva să vorbească, ceva clar, ceva nu clar, dar m-am bucurat. Și slava Domnului, m-am bucurat și m-am bucurat tare mult pentru asta. Și am început să mănânc și câte o leacă, câte o linguriță, așa. Și am stat acolo. Pe urmă, Dar el cât are? Am înțeles că 48 de ani, nu? 49 de ani, luna decembrie, 5 decembrie venit. Și eu am dus 9 zile, 9 zile la rând. M-am dus, eu n-am pe nimeni acolo. Și m-am dus la Lalova, Șoldănești. Lalova, Șoldănești. Și a treia zi, când eu umblam așa pe drumul, dar înainte de 3 zile, eu am spus așa. Că să vedem, eu vreau să-l duc la Chișinău. Eu am întrebat, am vrut să-l ducem la Chișinău, să ridic întrebare să ne-l ducem la Chișinău. Zic că el nu e transportabil de dus până și. Dar trebuie să ne legăm cu Chișinău. Eu am sunat la spital, la medicul care pe dânsul o dușie, da? Și mi-a spus așa, să aștept 5 zile nu lucrează, să fac legătură cu... Nu lucrează 5 zile și după 5 zile pe data din nou a să hotărască că să-l ducem la Chișinău.
eu m-am bucurat mult și pe urmă eu am făcut legătură tot în Zăoșeia cu medicul de acolo din reanimație. Ei au vorbit împreună și tot așa i-a spus și lui de la Chișinău. Noi eu am sperat că tata să fie bine. Eu m-am dus acasă la Lalova, eu ne-am făcut acolo, ne-am luat acolo ștergărele și ne-a trebuit pentru spital când ducem la Chișinău. Și când am ajuns acolo, nu a fost așa. Eu m-am făcut iar legătură cu medicul de la Chișinău și le-am vorbit pe ei, nu fășeau, pe mobilul meu au vorbit. Eu nici nu avem bani, dar am promutat. Și le-am făcut legătură ca să vorbească, să ajungem la Chișinău și la Chișinău. Mi-au spus că nu ne primește medicul, mi-au spus așa, că eu văd pentru dânsă, eu n-am vorbit direct cu doamna de la Chișinău. Și atunci au hotărât ei să ne duc în terapie, la 3 etaj. Acolo când m-a dat, ne-au scos gențele după ușă și strigau, hai mereu de apucă și ridic și iar ridic în tipa în lift, să ridic și eu să ajut, erau două doamne acolo. Și eu, tipa, să ajut, că e bărbatul meu, așa, agresiv, eu cu gențele și elea și cu sunca pe mână și nu știam și în care parte să mă duc. Am dus acolo și eu, când am ajuns în terapie, într-o palată, au ieșit doamna Larisa, Ludmila Vorevna și asta, Violeta, nu, pe familie acolo, nu țin eu minte, dar știu că Violeta. Și mi-a spus că... Și l-a s-a dus aici, l-a și ne l-a dus din nou aici. Strigau așa la mine tare și oamenii erau în palată și au auzit acolo, erau străini. Și soțul auzea, nu? Soțul nu auzea, că el e doar... El... Dar păi zic și-a revenit și vorbea? Nu, el s-a revenit, el auzea, dar el nu vorbește clar. Oricum, dar înțelege și aude ce se vorbește așa, despre el, nu? Și cum a fost... mi-a spus așa, și vreți să vă dau bani pe taxi? Eu spun, eu n-am bani. Și vreți să vă dau bani în taxi? Ca să-l duceți la Chișinău sau ce? Da, ieși să-l ia și vrei să punem mâna la mână și să-l iei taxi și duți-l la locul de trai și de la locul de trai chemați tipa salvarea și ați vă iei. Dar el așa e vânăt, luminițit, că clar că a fost în animație, înțeleg lucrurile astea. Dar ea ca așa, s-a purtat foarte urât. O zic că ea, uitați că eu așa m-am descurajat, plângeam și zic că ea nici nu știe și cu dânsa. Despre mata? Da, nu e așa, nu spus. Totuși au stat acolo vreo săptămână sau cât? Am stat 6 zile, eu am stat lângă patul lui, nu m-am mișcat deloc. Am vorbit cu dânsul, dar el nu... Așa, zămărâie așa. Deci l-a primit totuși? Ai vorbit neata cu șeful spitalului sau cum de s-a îndurat? Nu știu cum asta, eu așa și nu pot să mă... Și am stat 6 zile ca până azi acolo, până hotărât ea ca fratele Victor și cu Petre, au hotărât ea ca cu ajutorul Dumnezeu am ajuns la Chișinău azi. L-ați adus la Chișinău? Parte, da. Cu forțele proprii, nu a venit salvarea, elicopterul, avionul, nimic? A sunat la linia fierbinte de 2 ori. Așa știu eu, nu eu am sunat, dar de frații Ghișea, de la Chișinău, sunat, o hotărât, o venit încolo și a venit salvarea și noi am ajuns la Chișinău. Deci cu salvarea totuși l-a adus? Da, nu de acolo, de la Chișinău a venit după noi. Oho. Și e așa. Da, n-aveți gând scrieți o plângere la minister dacă toți sunteți la Chișinău? Eu de acord scriu, pentru că s-a purtat foarte urât cu noi, el e cernobliț, câte legări mi-am primit acolo, și nopți nedormite, și am văzut că nici un acord, nică, și nopți nu dormeau, mă rugam la dânsul să ne dea pe fundul să iei durerile și puneau cu Dimitroșe și nu aveau un analgiz să ne dea și eu cumpăram și analgiz, mă rugam că el să ne dea, să-l liniștească, și nici într-un caz. Și cum sunte? Cum sunt soțul acum? Acum, cum sunt omul? E la spital, la Chișinău, în condiții mai bune, da? Nu, eu spune că e foarte grav. E grav, zice. Mm-hmm. Dacă vă puteți aduna cu gândurile, formulați plângerea cu numele celor vinovați și haideți mâine la Ministerul Sănătății și să vedem ce spune Ministerul. Da, eu sunt de acord cu așa.
dar noi trebuie să plec la Melui să... De acord, da. Poate după aceea, după ce intrați la spital, o să veniți și la minister. Da. Dar păstrăm legătura și poate ne vedem mâine la ușa lui Usatăi. Da. Cum vă numiți dumneavoastră? Marisa. Mulțumesc pentru încredere, seară bună. Da, seară bună. Mulțumesc frumos.